Una dintre societățile verificate aparține omului de afaceri Marian Fișcuci. Alături de el ar fi implicat în dosarul pentru care procurorii DNA desfășoară percheziții în județele Teleorman, Giurgiu și Ilfov și deputatul de Teleorman, Adrian Simionescu. Deputatul PSD dezminte implicarea sa în dosarul în care DNA efectuează percheziții. Știu de treaba asta? Da. Chiar nu știu ce e vorba. Dacă n-am avut contact cu ei deloc. Am înțeles. Deci nu știu de subiectul ăsta. Nu avea un telefon de la ei. Potrivit comunicatului emis de Direcția Națională Anticorupție, prejudiciul estimat se ridică la peste 1 milion de euro. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni de săvârșire în perioada 2012-2014 a unor infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție și de evaziune fiscală cu componentă transfrontalieră.